Marius, am revenit din nou. Aș dori să spunem celor de acasă că ne aflăm la un minunat restaurant unde domnul Florian, patronul acestui restaurant, este un om deosebit. Hanul Lăutarilor se numește restaurantul și știu că și tu cânți aici. Este adevărat? Bineînțeles. Da, da, da. Foarte adevărat. Și vreau să anunț pe această cale, vreau să anunț și eu, ca să audă toți fanii mei, toți cei care mă iubesc pe mine, vreau să știe că eu sunt în fiecare joi, vineri și sâmbătă la Hanul Lăutarilor, aici mă pot găsi pe mine, aici ne distrăm la foarte mare valoare. Și trebuie să spunem că aici, la restaurantul Hanul Lăutarilor, vom petrece Sfântul Ion, că de aceea ne aflăm aici. Da? Deci da. Sărbătoarea de Sfântul Ion. Și pe această cale îi urez și eu lui Neacalu un sincer la mulți ani și mamei mele, pentru că se numește Ioana. Cu același sentiment și eu îi urez lui Neacalu la mulți ani călduros, să fie fericit și tot ce își dorește el pe lume să îi se îndeplinească. Și surioarei mele, Ioana, îi doresc la mulți ani. Și tuturor celor cu nume de Ion și Ioane. Hai să continuăm să ascultăm câteva melodii în premieră cu Marius Olandezu. Mi-a fost scris ce să fiu cu tine. Cu tine, cu tine. Inima mea, inima mea îți aparține. Ce bine, ce bine că sunt cu tine, da, da, da. Ce bine, ce bine când ești cu mine, da, da, da. Sara mână mă împreună tot mereu. Tu și eu. Ce bine, ce bine că sunt cu tine, da, da, da. Ce bine, ce bine când ești cu mine, da, da, da. Sara mână mă împreună tot mereu. Te-am lăsat în viața mea. Să sufri.